Dragi prieteni, din balanță. Haide să vedem balanța. Cu această persoană, cine sunteți dumneavoastră, treceți printr-o perioadă grea, cine este acea persoană, de ce vă este frică, ce vrea acea persoană, ce vreți dumneavoastră, trecutul, prezentul, în sfârșit vă ceva frumos și viitorul relației. Nu mai știu acum ce va ieși, va ieși, ce iese. Vreți să vă mutați cu această persoană? Suferiți mult pentru această persoană, unele persoane. Dumneavoastră suferiți, uite. Cât de mult suferiți? Această persoană se gândește să-și rezolve multe, multe probleme. Este egoistă, se gândește mult la ea, la el însuși. Are succese. Are sentimente bune față de dumneavoastră, vă vrea cu adevărat. În prezent vă văd bine în relație, dar în viitor nu. În viitor, haideți să văd ce văd în viitor, de ce nu-i bine. Dumneavoastră nu gândiți la fel și e normal, nu raționalizați la fel, nu vă puneți de acord în ceva. Și arată că nu puteți susține pentru mult timp această relație din cauza că aveți dorințe diferite, gânduri diferite care vă împiedică puțin să fiți împreună. Sunteți mult prea puternici și prea diferiți, încăpățânați. Aici el se gândește foarte mult, este frică de familie, de copii. Este frică de un copil. Să nu-i reproșeze că este cu dumneavoastră sau că pleacă sau că nu știu. Se gândește mult la familie, la norocul familiei. Poate are familie cu cineva, persoana la care vă gândiți. Pentru că îl văd mult cu această pereche, cu altcineva. Sau cu familie, că are mamă, tată, dar și arată că e frică de căsătorie, îi este frică să se mute cu dumneavoastră, îi este frică și nu face pasul. Deocamdată nu. O situație, el se gândește că mai târziu această situație se schimbă și că totul va fi bine. Asta își dorește, ca totul să fie bine și ca totul să se schimbe în bine pentru dumneavoastră și el. Sau ea, da, dacă este, depinde acum ce sunteți. Dumneavoastră vă gândiți la o naștere, poate aveți un copil sau o să aveți un copil, și vă gândiți la că va fi bine, vreți armonie, vă gândiți, vă este frică să nu cumva să pierdeți relația, să pierdeți această persoană, să pierdeți armonia, vă doriți să locuiți în casă cu el, cu ea, să aveți familie, asta vă doriți. Trebuie să știți că se poate în prezent, da, dar mai în viitor multe, multe diferențe. Sunteți foarte diferiți. Acum, în prezent, puteți prinde această persoană și tot ce are această persoană. Trebuie să știți să profitați de anumite momente, de anumite lucruri. Pentru că nu tot timpul va fi așa. Nu tot timpul va fi așa. Deci dacă nu profitați acum, în perioada asta, mai târziu, arată că nu puteți susține relația din cauza că sunteți diferiți. Cam asta a fost, sper să înțelegeți, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.